Nici părinți, onorate oficialități, distinse doamne, stimați domni. Mai întâi de toate, în numele gazdelor și al organizatorilor acestui eveniment, vă adresăm calde mulțumiri pentru faptul că astăzi ați ales să fiți părtași alături de noi la ediția cu numărul 24 a anului editorial Sătmărean, eveniment de reper în peisajul cultural al județului Satu Mare, prin grija Bibliotecii Județene și cu sprijinul constant al Consiliului Județean Satu Mare. Tisztelt szülők, hivatalnokok, hölgyeim és uraim! Először is a házigazdák és a rendezvény szervezőinek nevében szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni, amiért ma eljöttek és részt vesznek velünk a Szatmári Kiadói Év 24. kiadásán, amely egy jelentős esemény Szatmár megye kulturális életében, a megyei könyvtár odaadó gondoskodásának és a megyei tanács állandó támogatásának hála. Noi suntem Anet Marca și Nagy Catalin și ne revine onorata misiune de a fi prezentatoarele acestui eveniment. Mi vagyunk Anette Marca és jó magam Nagy Catalin, miénk a megtisztelő feladat, hogy az esemény házigazdái lehetünk, üdvözöljük Önöket. Noutatea prezentei ediții constă în faptul că implicarea Bibliotecii Județene Satu Mare este dublată de alăturarea în organizarea evenimentului a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare în calitate de coorganizator. Un plus de valoare la prezenta ediție aduce Filarmonica de Stat din Ulipati și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, în calitate de parteneri. Az idei kiadás újdonsága abban rejlik, hogy a Szatmár megyei könyvtár részvétele mellett a Szatmár megyei Hagyományőrző és Népszerűsítő Központ is csatlakozott az esemény szervezéséhez, mint társszervező. A kiadást különlegessé teszi még a Dinulipáti Állami Filharmónia és a Romániai Könyvtárok és Közkönyvtárok Nemzeti Szövetségének részvétele, mint partnerek. Evenimentul are ca principal obiectiv promovarea producției editoriale a scriitorilor și creatorilor sătmăreni și de a contribui la valorizarea creațiilor lor. Az esemény fő célja a kiadói termelés, a szatmári írók és alkotók népszerűsítése, valamint hozzájárulni munkáik értékeléséhez és elismeréséhez. Este o mare bucurie pentru gazde să-și primească oaspeții la acest eveniment emblematic pentru cultura sătmăreană, acasă, în spațiul ce a devenit sediul Bibliotecii Județene Satu Mare și Casa Cărții Sătmărene. Nagy öröm a házigazdák számára, hogy üdvözölhetik vendégeiket ezen az eseményen, mely ikonikus a szatmári kultúrában, itthon, a Szatmár megyei könyvtár székhelyén és a szatmári könyvek otthonában. În pofida greutăților întâmpinate, Biblioteca Județeană Satu Mare, instituțiile partenere și autoritățile finanțatoare au continuat cu stăruință proiectul Anul Editorial Sătmărean și și-au dat silința să adauge cu fiecare ediție elemente care să-i sporească valoarea și recunoașterea. Acest imbold, această stăruință, a devenit din dorința firească de a susține și promova cultura sătmăreană, care, prin oamenii care slujesc pe acest tărâm, este într-o continuă creștere și efervescență. Annak ellenére, hogy számos nehézséggel kellett szembenézniük a Szatmár megyei könyvtár, a partnerségi intézmények és a finanszírozói hatóságok kitartással folytatták a Szatmári Kiadói Év projektjét, és minden kiadással olyan elemeket igyekeztek hozzáadni, amelyek növelik annak értékét és elismerését. Ez az ösztön, ez a kitartás a szatmári kultúra támogatásának és népszerűsítésének természetes vágyából fakad, amely ezen a területen tevékenykedő emberek által folyamatosan növekszik és vibrál. Mărturia grăitoare a acestui fenomen sunt ideile și proiectele care se materializează în publicațiile pe care expoziția și catalogul bibliografic Anul Editorial Sătmărean le prezintă în fața noastră an de an. Ennek a jelenségnek sokat mondó bizonyságai azok a gondolatok és projektek, amelyek azokban a kiadványokban öltenek testet, amelyet a Szatmári Kiadói Év kiállítása és bibliográfiai katalógusa évről évre elénk tár.
Producția editorială a anului 2022 însumează 141 de documente repartizate astfel. 109 cărți, 31 de publicații periodice, ziare, reviste și alte publicații și un document audiovizual. A 2022-es kiadási év termése összesen 141 dokumentumot tartalmaz, a következők szerint elosztva 109 könyvet, 31 periódikus kiadványt, napilapok, folyóiratok és egyéb kiadványok, valamint egy hang- és képi dokumentumot. Expoziția alăturată, care completează evenimentul Anul Editorial Sătmărean și care reunește producția editorială sătmăreană a anului 2022, este astfel organizată de către bibliotecari, încât reflectă cu fidelitate lista preocupărilor autorilor sătmăreni în nobila îndeletnicire de a scrie și a crea. Catalogul bibliografic ce însoțește fiecare ediție a anului editorial sătmărean va ajunge în toate bibliotecile de rang județean din țară, contribuind astfel la promovarea culturii sătmărene și la integrarea ei în circuitul național de valori. A hozzá kapcsolódó kiállítás, amely kiegészíti a szatmári kiadói év eseményét és összegzi a 2022-es év szatmári kiadói termelését, olyan módon van szervezve a könyvtárosok által, hogy hűen tükrözze a szatmári szerzők érdeklődési körének listáját az írás és alkotás nemes foglalkozásaiban. A szatmári kiadói év kiadásait kísérő bibliográfiai katalógus eljut minden országos rangú könyvtárba, így hozzájárulva a szatmári kultúra népszerűsítéséhez és integrálásához a nemzeti értékek körében. Onorează cu prezența domniilor lor la cea de-a 24-a ediție a evenimentului Anul Editorial Sătmărean, Radu Roca, prefectul județului Satu Mare. Megtisztelnek jelenlétükkel a Szatmári Kiadói év 24. kiadásának rendezvényén, Radu Roca, Szatmár megye prefektusa, nagy tapsot kérünk szépen neki. Aplauze, vă rugăm. Domnul Romeo Pop, subprefectul județului Satu Mare. Romeo Pop, Szatmár megye alprefektusa. Mindjárt megérkezik ő is. Domnul Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare. Viszont aki itt van, Pataki Csaba, a Szatmár megyei tanácselnöke. Doamna Lenuța Titiana Cornea, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare. Nagy tapsot kérünk szépen Lenuța Titiana Corneának, a Szatmár megyei tanács anelnök nőjének. Domnul Oliviu Buzgău, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare. Köszöntjük Oliviu Buzgăut, a Szatmár megyei tanács alelnökét. Doamna Cristina Tămășan Ilieș, viceprimarul municipiului Satu Mare. Nagy tapsot kérünk szépen Szatmár Németi alpolgármesternőjének is, Cristina Tămășan Iliesnek. Domnul Danciu Zanfir, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare. Nagy tisztelettel köszöntjük a Szatmár megyei kulturális igazgatóság vezetőjét, Danciu Zanfirt. Marea și frumoasă breaslă a bibliotecarilor este reprezentată cu cinste și onoare de către domnul Dragoș Adrian Neagu, președintele Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, prezent la eveniment și care a străbătut toată România, tocmai din Brăila și până unde se agață harta în cui, la Satu Mare. A könyvtárosok nagy közössége méltósággal és tisztelettel képviseli Dragoș Adrian Neagu, a Romániai Könyvtárosok és Könyvtárok Nemzetközi Egyesületének elnöke, aki jelen van az eseményen. Neagu úr az eseményre érkezése előtt végigutazta egész Romániát, Brăilától egészen Szatmár Németiig. Nagy szeretettel köszöntjük. Alături de domnia sa, onorează cu prezența distinsele doamne Sorina Stanca, managerul Bibliotecii Județene Octavian Goga, Cluj, și membru în Comisia Națională a Bibliotecilor, Ancuța Florina Șchiop, managerul Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai din Bihor și Mariana Lucia Marian, managerul Bibliotecii Județene Ioniță Scipione Bădescu din Sălaj. Un bun prieten, colaborator și sfătuitor al bibliotecarilor sătmăreni, prezent și la alte ediții ale evenimentului, a răspuns pozitiv invitației și este în mijlocul nostru și de această dată. Teodor Ardelean, managerul Bibliotecii Județene Petre Dulfu Maramureș. Jelen vannak az alábbi tisztelt hölgyek, Sorina Stanka, a kolozsvári Octavian Goga megyei könyvtár igazgatója,
és tagja a Nemzeti Könyvtár Bizottságának, Ankuca Florinás Kiopa, Bihar megyei Györgyesinkály Könyvtár igazgatója, valamint Mariana Lucia Marian, a Jonica Skiopone Bodesko, a Szilágy megyei Könyvtár igazgatója. Egy jó barát, munkatárs és tanácsadó a szatmári könyvtárosoknak, aki pozitívan válaszolt a meghívásra, és végül, de nem utolsó sorban velünk van Teodor Ardelian, a Petre Dulfo Máramaros megyei könyvtár igazgatója. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Gazda noastră din această seară este doamna Dariana Săsărmanțou, managerul Bibliotecii Județene Satu Mare, alături de întregul colectiv al Bibliotecii Județene Satu Mare. A ma este házigazdánk, Dariana Săsărmanțou asszony, a Szatmár megyei könyvtár igazgatója, a Szatmár megyei könyvtár teljes munkatársi közösségével együtt. Nagyon nagy tapsot kérünk szépen az egész csapatnak. Instituția coorganizatoare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, este reprezentată de către managerul acesteia, domnul Robert Laszlo, alături de colegii domniei sale. Iar acum o invităm pe doamna Dariana Săsărmanțou, managerul instituției gazdă, să rostească cuvântul de bun venit al domniei sale. Bună seara, preacucerniși părinți, onorate oficialități, distinse doamne, stimați domni, dragi invitați, parteneri, colaboratori și colegi. Mai întâi de toate, în calitate de gazdă și în asentimentul întregului colectiv al Bibliotecii Județene Satu Mare, vă adresez cele mai calde urări de bun venit în Casa Cărții Sătmorene și vă mulțumesc tuturor pentru prezența la ediția cu numărul 24 a evenimentului Anul Editorial Sătmorean. Vă mărturisesc faptul că mi-am început jobul de manager al Bibliotecii Județene Satu Mare sub auspiciile acestui eveniment. De cum mi-am preluat pe deplin atribuțiile de manager, toți colegii mi-au pus aceeași întrebare. Când organizăm anul editorial? Eu mi-aș fi dorit să le pot răspunde mâine, săptămâna viitoare sau în cel mai scurt timp. Grație bunei colaborări și a bunei comunicări între Consiliul Județean Satu Mare și instituțiile publice de cultură subordonate, am reușit să găsim formula potrivită prin care anul editorial sătmorean își poate continua parcursul și își poate îndeplini menirea. Adresez mulțumiri conducerii Consiliului Județean Satu Mare pentru susținere, colegilor de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare pentru deschidere, spre colaborare, pentru implicare și colegialitate. Se reconfirmă încă o dată, dacă mai era nevoie, de mesajul zicalei, unde-ți doi, puterea crește. Mulțumesc! În numele personal și în asentimentul celor care formează frumoasa familia Bibliotecii Județene Satu Mare, exprim gânduri și sentimente de profundă prețuire pentru cei care dau viață acestei manifestări, prin truda domniilor lor, și anume scriitori, creatori, publiciști, instituții și editori. Conceperea și redactarea unei publicații, indiferent de întinderea ei, de mediul de stocare sau de adresabilitate, necesită un efort material, dar mai cu seamă unul intelectual, unul uriaș. Este datoria noastră a organizatorilor și finanțatorilor deopotrivă să recompensăm efortul dumneavoastră și să permanentizăm acest eveniment în semn de veritabilă prețuire și recunoaștere a valorii creațiilor dumneavoastră. Se cuvine să adresez cuvinte de mulțumire predecesorilor mei, director și manager ai Bibliotecii Județene Satu Mare, precum și întregii pleiade de bibliotecari și parteneri care au contribuit la creșterea și maturizarea anului editorial sătmărean. Aprecierea de care se bucură acest eveniment în comunitatea culturală sătmăreană, dar și în marea familie a specialiștilor din bibliotecile de pe întreg cuprinsul României, ne onorează și ne obligă să continuăm acest demers și să depășim orice obstacol din dorința și necesitatea de a-l permanentiza. Salutăm prezența managerilor bibliotecilor județene din Cluj, Bihor, Sălaj și Maramureș, distinsele doamne Sorina Stanca, Ancuța Florina Șchiop și Mariana Lucia Marian, precum și a stimabilului domn Teodor Ardelean. Apreciem în mod deosebit participarea la eveniment a domnului Dragoș Adrian Neagu, președintele Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și managerul Bibliotecii Județene, Panait Istrate, Brăila. Prezenta dumneavoastră ne onorează și ne reconfirmă mândria apartenenței în breasla bibliotecarilor. Gânduri de recunoștință le adresăm jurnaliștilor din mediul local și regional care au decis să aloce spațiu pentru promovarea acestui eveniment,
dar și instituțiilor partenere care au răspândit vestea în mediile profesionale și cele culturale. Nu pot să-mi închei această scurtă cuvântare fără a mulțumi colegilor mei, tuturor și fiecăruia în parte, pentru determinare, implicare și pentru că au păstrat aprinsă flacăra dorinței de a continua proiectul Anul Editorial Sătmărean. Închei prin a vă mulțumi încă o dată pentru prezența la eveniment. Sperăm să aveți parte de o după-amiază și o seară plăcută în spațiul Bibliotecii Județene Satu Mare și ne dorim ca următoarea ediție, ce va marca un sfert de veac al Anului Editorial Sătmărean, să ne reunească și să ne regăsească optimiști, entuziaști și sănătoși. Vă mulțumesc! În cele ce urmează, îi dăm cuvântul domnului Radu Roca, prefectul județului Satu Mare, mereu un apropiat și un susținător al comunității culturale sătmărene. Stinse doamne, stimați domni, domnul președinte Consiliului Județean, doamna vicepreședinte Consiliului Județean, domnule vicepreședinte Consiliului Județean, doamna viceprimar, doamna director, stimați invitați, doamnelor și domnilor, pot să spun că anul editorial sătmărean este un eveniment cultural chiar emblematic la nivelul județului Satu Mare și este de aplaudat. Vă felicit ceea ce faceți. Este un eveniment cultural care încurajează actul cultural, care promovează autorii din județul Satu Mare, dar promovează și editorialele sătmărene. Vă felicit! Este un eveniment cu o încărcătură spirituală și chiar emoțională, pentru că aici este cultura, nu numai județul Satu Mare, este rezultatul culturii din județ cumulate în timp. Felicit organizatorii, și aici mă refer la Biblioteca Județeană, felicit conducerea Consiliului Județean, pentru că, într-adevăr, pe lângă celelalte instituții, susține și cultura la nivelul județului Satu Mare. Felicit coorganizatorii Centrului de Conservare și Promovarea Tradițiilor pe domnul manager Robert Laszlo și pe toți ceilalți care, într-adevăr, fac ca cultura și literatura din județul Satu Mare să fie emblematică. Vă felicit și vă mulțumesc! Așa cum am menționat anterior, parcursul evenimentului Anul Editorial Sătmărean a fost asigurat în mod constant prin susținerea Consiliului Județean Satu Mare. De aceea îl rugăm pe domnul Potoki Ciobo să ne împărtășească mesajul domniei sale al autorității județene pe care o reprezintă. Stimați invitați, doamnelor și domnilor, domnul prefect, dar permiteți-mi să nu salut pe toată lumea, printre care văd foarte multe fețe cunoscute și aș saluta în mod deosebit pe cei care au venit de pe alte meleaguri. Bine ați venit în Casa Culturii Sătmărene, în care noi încercăm să promovăm cultura scrisă, deși nu este la modă. Dar față de alte manifestații, cea scrisă rămâne. Era o vorbă veche, antică, că vorbele trec, scrisul rămân. Noi existăm ca și oameni până ce avem cultura scrisă. Știu că nu mai sunt la modă cărțile, nu mai sunt la modă ziarele tipărite, toată lumea e pe online, dar este o provocare, cred că, pentru scriitor. Nu sunt om de cultură, dar permiteți-mi să închei această idee. Deoarece rămâne tipărit, ajunge să fie tipărit ceva valoros. Oricine poate să aibă pe moment o idee, îl trece în mediul virtual și poate mâine se răzgândește și are timp să-l modifice. Dar uitându-mă cu oarecare emoție pe pozele din trecut, de la începuturi, eu cred că merită un moment de repaus cele câteva zeci de persoane din poze care și-au lăsat amplenta pe societatea sătmăreană și pe cultura întregii țări. Și dacă ne uităm și facem astăzi o poză,
poate o să putem afirma că cei care sunteți prezenți astăzi aici, lăsați o amprentă asupra întregii culturi. Eu doar vă mulțumesc și vedeți că încercăm ca toate instituțiile pe care le finanțăm cu toate greutățile date și cu toate interdicțiile primite din greșeală, zic eu, să facem ceva frumos, să încercăm să ne unim forțele și nu ne lăsăm. Nu ne-am lăsat în timp de pandemie, nu ne lăsăm în vremuri grele. O să fim alături de lângă cultura sătmăreană. Felicitări tuturor celor premiați, dar eu zic felicitări tuturor care au curajul în zilele astea să scrie o carte, indiferent de stil. Instituții de cultură din subordinea primăriei municipiului Satu Mare s-au alăturat de numeroase ori inițiativelor și proiectelor culturale și nu numai, derulate de Biblioteca Județeană Satu Mare. În spiritul unei bune colaborări, o invităm pe doamna Cristina Tămășan Ilieș, viceprimarul municipiului Satu Mare, să ne transmită mesajul domniei sale. Onorată asistență, stimați oaspeți ai bibliotecii, dragi gazde! În numele primăriei municipiului Satu Mare, vă felicit pentru acest eveniment minunat la care luăm cu toții parte astăzi. Apreciem această manifestare culturală, deja foarte bine cunoscută în comunitatea noastră, și felicităm fiecare actor implicat pe scena culturii sătmărene, fiecare iubitor de cultură din orașul nostru. Faptul că ați ajuns anul acesta la ediția cu numărul 24 a anului editorial sătmărean spune foarte multe despre capacitatea oamenilor din Satu Mare de a se implica și de a contribui la actul de cultură. Legat de publicația care se regăsește nominalizată, iată, în lista celor mai reușite publicații din 2022, am să vă spun că albumul municipiului Satu Mare este un album prin care, cu ajutorul fotografiilor, prezentăm într-o manieră aparte orașul în care trăim, loc bogat în istorie, valori și tradiții culturale. Vă doresc să aveți continuitate în acest proiect, deosebit prin care încurajați actul cultural și promovați creația sătmăreană, editurile noastre, producția editorială de toate felurile. Adresez în încheiere sincere felicitări organizatorilor și de asemenea tuturor celor care vor fi premiați în această după-miasă. Vă mulțumesc! Direcția Județeană pentru Cultură, Satu Mare, reprezintă Ministerul Culturii în teritoriu, iar prin grija și preocupările acestei structuri teritoriale, instituțiile publice de cultură sunt reunite sub o singură cupolă și se coagulează în jurul marilor proiecte și inițiative culturale reprezentative pentru Sătmar. Îi dăm cuvântul domnului director executiv Danciu Zamfir. Domnule prefect, distinse oficialități, doamnelor și domnilor, dragi invitați! La fel ca în anii precedenți și cea de-a 24-a ediție a anului editorial sătmărean, reprezintă un eveniment cultural major, o importantă sărbătoare a cărții și a cuvântului scris. Ea adună la oaltă oameni de cultură, poeți, filozofi, cercetători științifici, preoți, dascăli, ziariști, toți slujitori al aceleiași doamne, cultura sătmăreană. Juriul nu a avut o sarcină ușoară, pentru că bilanțul editorial a fost bogat din punct de vedere cantitativ. Adevărata bogăție constituie însă valoarea culturală, educațională, istorică sau științifică pe care publicațiile apărute în anul 2022 au dus-o în fața comunității sătmărene. În spatele ei stă însă munca asiduă, pasiunea și vocația unor oameni talentați și dedicați care au investit mult efort, timp și dăruire, astfel încât scrierile lor să ne ofere informații noi despre frumusețea și diversitatea societății noastre. Putem să spunem, deci, că această sărbătoare nu este numai despre carte, ci și despre cei din spatele miilor de pagini scrise și aduse astăzi în fața noastră, scriitori, editori, redactori, etc. De asemenea, trebuie remarcat și efortul Bibliotecii Județene și a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, sub patronajul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu alte instituții culturale de prestigiu, care împreună organizează această manifestare culturală menită să încurajeze și să promoveze autorii și editurile sătmărene. În încheiere,
Doresc să-i felicit pe toți cei care de-a lungul timpului s-au implicat în această activitate creatoare, să le urez ca în continuare inspirația de care au dat dovadă până acum, să le lumineze pașii, iar noi, beneficiari acestor izbânzi ale Spiritului, să le putem mulțumi după cum se cuvine pentru tot ceea ce fac zi de zi, cu atât atașament pentru sufletul sătmărenilor noștri. Vă mulțumesc! Cum spuneam, marea breaslă a bibliotecarilor din țară este reprezentată de către domnul Dragoș Adrian Neagu, președintele Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, membru în Comisia Națională a Bibliotecilor și totodată managerul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila. În tripla sa calitate, cunoaște foarte bine relațiile din sistemul național al bibliotecilor publice, dificultățile cu care se confruntă, perspectivele de dezvoltare, provocările la care acesta trebuie să răspundă. Îi cedăm microfonul domnului Dragoș Neagu. Bună seara, stimați invitați! Bună seara, distinse oficialități! Întotdeauna este o plăcere să particip la o activitate culturală care pune evidența pe carte. Ceea ce se întâmplă astăzi aici la Satu Mare este o rază de lumină pe acest sfârșit de an, destul de trist pentru tagma bibliotecarilor, dar sperăm că această rază de soare nu va face decât să multiplice astfel de activități în cadrul tuturor bibliotecilor din țară. Ceea ce vreau să vă spun în continuare este că omagiem printr-un volum 141 de activități culturale la nivelul județului Satu Mare. Pare părea puțin, dar eu cred că este mult. Este mult pentru acest moment. 131 de publicații monografice, practic 131 de scriitori sunt publicați în această mică ediție, ceea ce cuprinde anul editorial sătmărean. Ceea ce se întâmplă în acest volum este efortul pe care colegii din Biblioteca Județeană Satu Mare l-au depus prin descrierea bibliografică a acestora și mai apoi publicarea lor în această broșură. Credem că este o primă etapă prin care noi conștientizăm comunității sătmărene valoarea și totodată efortul pe care autorii îl fac în a-și promova cărțile, articolele în cazul jurnaliștilor și astfel a putea să ne apară într-o viziune într-o viziune pozitivă tot ceea ce se întâmplă la nivelul județului Satu Mare din punct de vedere cultural. Este o mare plăcere pentru mine să pot să pun accent pe un astfel de volum. Este o activitate unică la nivel național, nu mai avem un astfel de salon în care să fie prezentate lucrările și, practic, activitatea editorială a unui județ. De aceea felicit Biblioteca Județeană Satu Mare, managerul bibliotecii, colegii din Biblioteca Județeană și, de asemenea, în încheiere, aș dori să mulțumesc în egală măsură tuturor autorităților care și-au adus contribuția la acest eveniment, cu precădere Centrului de Creație și, bineînțeles, instituției finanțatoare Consiliul Județean Satu Mare. Vă mulțumesc foarte mult! Ineditul prezentei ediții a anului editorial sătmărean rezidă din faptul că pentru prima oară de-a lungul parcursului acestui eveniment se alătură, în calitate de instituție coorganizatoare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Cele două instituții au avut o colaborare frumoasă, bazată pe dialog deschis, colegialitate și respect reciproc. Îi cedăm cuvântul, microfonul, domnului Robert Laslo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, poet și publicist, proaspăt membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj. Vă mulțumesc mult pentru această prezentare, că sunt Sipen, este menitui că sunt tăiut. Sfinția voastră, stimate oficialități, dragi colegi, permiteți-mi să vă spun colegi, așa cum ați aflat de la frumoasele noastre moderatoare de astăzi,
Din luna decembrie anului trecut sunt unul dintre proaspeții membri a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj. Și cu atât mai mult mă mândresc cu acest aspect, că în județul Satu Mare nu suntem foarte mulți membri, undeva la vreo 7. Așadar, e un lucru și încă o particularitate. În această vară, președinta filialei, Irina Petraș, m-a sunat și mi-a spus că din cei 300 de membri a filialei Cluj, sunt cel mai tânăr membru. Îmi pare rău că sunt cel mai tânăr, sper că în anii care urmează alții să mai vină din partea tinerilor creatori. Anul editorial sătmărean reprezintă un necesar bilanț al muncii creatorilor materializate între coperțile unui volum. Prin tradiție, acest eveniment polarizează întreaga suflare scriitorecească a Sătmarului pentru a celebra cuvântul scris. Instituția noastră s-a alăturat acestui demers deoarece viața literară a Sătmarului are în centrul de creație unul dintre pilonii cei mai importanți. Eforturile noastre sunt conjugate în vederea dinamizării vieții literare, a implicării directe în sprijinirea actului creator. Cei premiați astăzi sunt, desigur, doar o mică parte din autorii care au scos volume în anul 2022. Și pentru acest efort trebuie să le mulțumim tuturor. Juriul acestei ediții nu a avut o misiune tocmai ușoară, pentru că este destul de dificil să decantez valorile doar, dar personal am încredere în expertiza unor oameni care știu măsura dreptei cumpănării. Anul viitor vom avea cea de-a 25-a ediție și încă de pe acum instituțiile organizatoare trebuie să gândească un eveniment de rezonanță care are doar un singur scop, acela de a atrage cât mai mulți oameni spre lectură, de a salva acest miracol milenar care este pagina scrisă. De la papirus și până la pagina virtuală e o istorie lungă, dar valorile cuprinse acolo cred că sunt eterne. Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat, mulțumesc mult conducerii Bibliotecii Județene pentru această colaborare, mulțumesc mult tuturor celor implicați și, așa cum am amintit, va urma momentul mult așteptat, anume de aceea de a premia cele mai valoroase volume. Doar o mică completare aș mai avea. Din cele 30 de volume premiate în această ediție, sunt 22 de premii care, pe lângă diplome, vor fi și premiate în bani. Pentru că știm foarte bine în aceste vremuri grele cât de greu e să editez un volum și ce costuri există la o editură și am considerat că este imperios necesar să motivăm scriitorii noștri și cu un premiu cât de cât. Cu toate ordonanțările care s-au publicat, am găsit o cale prin care să putem motiva autorii noștri sătmăreni. Un alt aspect pe care aș dori să-l mai specific, din cele 30, am amintit, 22 sunt renumerate. Celelalte 8 premii, 2 sunt ale unei instituții în subordinea Consiliului Județean și cu o publicație de specialitate și o editură. Așadar, bugetul venind din acea sursă, am considerat de cuvință să nu mai premiem. O altă publicație fiind editată chiar de către instituția noastră, de asemenea, nu oferim premiu în bani, doar diplomă. Și celelalte volume sunt editate de către colegii care sunt angajați la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și nu aveam cum să premiem în bani colegii noștri. Mă bucur cu toate acestea că totuși la Centrul de Creație, așa cum în termen popular cunoaște toată lumea instituția, avem colegi care, iată, sunt ai scrisului,
și har Domnului am reușit și anul trecut și dar și anul acesta să publicăm foarte multe volume. Vă mulțumesc! Dar este vremea celui mai așteptat moment al evenimentului și anume decernarea diplomelor de excelență acordate celor mai reușite lucrări sub aspect literar și științific pentru contribuția adusă la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale, locale și naționale. Comisia de jurizare a fost constituită în următoarea componență, urmarea adreselor prin care instituțiile solicitate și-au desemnat reprezentanții. Doamna Oros Elena, din partea Casei Corpului Didactic Dariu Pop, Satu Mare, doamna Paula Virag, din partea Direcției Județene pentru Cultură, Satu Mare, doamna Cornelia Bălan Pop, din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Satu Mare, domnul George Vulturescu, din partea Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj. Domnul Elec Gheorghe, din partea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Doamna Marta Cordea, din partea Bibliotecii Județene Satu Mare. Secretariatul Comisiei de Jurizare a fost asigurat de către Biblioteca Județeană Satu Mare prin Horotan Paula Maria, director adjunct, și Ciceo Marilena Bianca, șef de serviciu. Ne exprimăm recunoștința și admirația pentru toți cei care, prin munca lor, au sporit tezaurul de valori spirituale al județului nostru. Suntem convinși de faptul că misiunea Comisiei de Jurizare nu a fost deloc una ușoară. Așadar, pentru anul editorial sătmărean 2022, juriul a decis ca cele 30 de diplome de excelență pentru contribuția adusă la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale și naționale să fie înmânate după cum urmează. Prima diplomă a acestei ediții merge către Patrimoniul Muzeului Țăriuașului, colecția textile Cămeș, coordonatori Anca Natalia Rusu, Nicoleta Cirap, cuvânt înainte Aurelia Fedorca, Anca Natalia Rusu, fotografii și editare text Patricia Lavinia Baltă, la secțiunea etnografie folclor. Așadar, invităm pe toți cei care și-au auzit rostit numele aici să vină să-și ridice diplomele. Următoarea diplomă merge către Monografia Țăriuașului, repertoriul de nuntă, autoare Bianca Angela Cionca, la secțiunea etnografie folclor. Felicitări! Mai departe, Țara Oașului, ieri și azi, Oașland, Yesterday and Today. Autori Adela Dobrescu, Maria Lobonț Pușcaș, Claudiu Porumbăcean, Brăduț Popdan, la secțiunea etnografie folclor. Kérünk szépen Fritz Szabolcs szerzőnek, a Társadalmi Diskurzusok Szatmárban kötet szerzőjének a Társadalomtudományok szekcióban. Külön örülök, hogy Fritz Szabolcs itt van közöttünk, hiszen nekem volt tanárom is volt, úgyhogy nagyon nagy gratuláció a részemről is, és akkor még egyszer egy nagyon nagy tapsot kérünk szépen Fritz Szabolcsnak is, és közben a fotók is elkészülnek. Transilvania are forma inimii, istorie și peisaj în spațiul transilvanian al secolului XVIII-lea, percepții, sensibilități, reprezentări. Autor Doru Radosav, la secțiunea istorie. Bună ziua! Mă numesc Paula Maria Savău și sunt fetița de pe coperta cărții Transilvania are forma inimii. Sunt nepoata autorului acestei cărți, Doru Radosav. L-am îndemnat și l-am încurajat pe unchiul meu să finalizeze această cercetare dedicată peisajului și naturii transilvanene. Cartea este un imn adus Transilvaniei și totodată reprezintă dragostea autorului față de această țară a Transilvaniei și, deopotrivă, dragostea autorului față de mine. Autorul, unchiul meu, vă mulțumește pentru că îl considerați încă un om al Sătmarului de care este legat pentru totdeauna și transmite mulțumiri în mod deosebit juriului pentru recunoașterea acordată. Vă mulțumesc! Următoarea diplomă merge către Monografia Catedralei Ortodoxe, Adormirea Maicii Domnului din municipiul Satu Mare. Autori: Cristian Boloș, Daniela Bălu, Viorel Câmpean, Voicu Șichet, Radu Șimonca, Natalia Boloș, Diana Chinceș.
Fotografii, Radu Borbei, Diana Chinceș, Paula Por. La secțiunea Istoria Locală, monografii. A helyi történelem és monográfia szekcióban többek közt a Zsuzsiról pillanatképek a modern szatmárnémeti születéséről, szerző Bor Béla. Următorul premiu acordat volumului Hodișa sat voievodal, autor Ionel Costescu și Viorel Câmpean, la secțiunea Istorie locală monografii. Nicolae Mureșan, Cântecul Codrului, o cărare spre sufletul omului. Coordonatori Felician Pop și Bianca Angela Cionca. Tripon, Viața ca o țâpuritură, coordonatori Ancuța Volșic și Patricia Baltz, la secțiunea muzică. A fotoművészet szekcióban 130 fény színpad kép Cinzel László színházi fotói. Nagyon nagy tapsot kérünk szépen Cinzel Lászlónak is, aki egyébként a mai eseményen is fotózott, jól láttam Cézi, ugye? Egy-két képet azért majd láthatunk a mai eseményről is. Nagyon nagy tapsot kérünk szépen neki. Szatmárnémeti több, mint gondolnád, azaz Satumare mai mult decât ai crede, mehr als sie danken, Satumare more than you think. Szövegkoordinátor dr. Szőcs Péter Levente, fényképek Balogh Zsolt, Nagy Róbert, Cinzel László, Szelezsán Vivian Stefán, fordítás Jenei Ildikó és Veres István. Satul mare, mai mult decât ai crede, Satmar nemeti, topumint gondoltad, Satmar, Satul mare, more than you think. Coordonator text, Saboc Peter Levente, fotografii Balogh Zsolt, Nagy Robert, Cinzel László, Sălăjan Vivian Ștefan, traducere Jenei Ildikó, Veres István, la secțiunea artă fotografică. Următorul premiu se acordă albumului Oi, egal Ship, fotografii Remus Țiplea, prefața și textul Robert Laszlo, traducerea făcută de Ana Maria Sasu la secțiunea artă fotografic. Mai departe este premiat și volumul Umbra de marmură, autor Gheorghe Cormos, la secțiunea literatură, categorie poezie. Következő percekben az irodalom és költészet kategóriában díjazzuk az illeszgető kötet, szerzője Besenyődi Judit, nagyon nagy tapsot kérünk szépen neki is. În această seară se premiază și volumul Trăiri inegale, autoare Iris Adinamorar, la secțiunea literatură, categorie poezie. Poate fi prezentă la eveniment, lucrează în Cluj, locuiește în Cluj, dar înmânăm diploma tatălui tinerei poete sătmărene. Volumul Hieroglife de Radu Ulmeanu este și el premiat, la secțiunea literatură, categoria poezie. Az irodalom és költészet kategóriában két lelkes négykezesek, hát ezt még nekem is nagyon nehéz kimondani, egy igazi nyelvtörő kötetről beszélünk. Nagyon nagy tapsot kérünk szépen Fehér Imolának és Simonfi Józsefnek. Most tudtuk meg ebben a pillanatban, hogy Simonfi József sajnos elhunyt, úgyhogy egy rövid pillanatra emlékezzünk rá. Poetul de limba maghiară Simonfi József a decedat și vă rugăm să ținem un moment de reculegere. Pataki Csaba is mondta, ugye a szó elszáll, viszont az írás az megmaradt. Köszönjük szépen neki a munkáját. Următoarea diplomă merge către volumul Alambic de Felician Pop, la secțiunea literatură, categorie proză scurtă. Următorul premiu merge către volumul Colivia cu fluturi, autoare Loredana Stirbu, la secțiunea literatură, categorie proză. Irodalom és próza kategóriában Vas remény kötet, szerző Kovács, Széles Andrea. Nagyon nagy tapsot kérünk szépen neki. Domnul din Banca Amintirilor de Mihai Sas este și el premiat, la secțiunea literatură, categorie memorialistică. Irodalom szekcióban, emlékiratok kategóriában 66 kötet, novellák és egyéb írások, szerző Török József. Următorul premiu se acordă volumului Bolnav de soartă, dramatizări de domnul Carol Erdos, la secțiunea literatură, categoria dramaturgie. Incursiuni în imaginarul ezoteric de Gheorghe Glodeanu,
la secțiunea literatură, categorie critică literară. Următorul premiu se acordă volumului Studii și comunicări, editat de Muzeul Județean Satu Mare, la secțiunea Publicații periodice, în categoria Publicații de specialitate. Gratulálunk Rist Gabriel, a koordinátornak is, a Schwabenpost újság koordinátorának, a folyóiratok szekcióban általános információs kiadványok kategóriájában díjazzunk. Nagyon nagy tapsot kérünk szépen neki is. A következőkben pedig a Szamos folyóiratot díjazzuk. Főszerkesztő Elek György, a folyóiratok szekcióban. Loma se acordă revistei NOSS, coordonat de profesor Mariana Molnar, editată de Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare, la secțiunea Publicații periodice, categoria Reviste școlare. Ultimul premiu al acestei ediții se acordă editurii Muzeului Sătmărean, la secțiunea Editura anului. Bună seara, doamnelor și domnilor, pentru că este un premiu ce se datorează în primul rând colegilor mei. Vă rog foarte mult, dragi colegi care sunteți în sală, să poftiți aici alături de mine. Vă rog foarte mult să poftiți aici alături de mine și până ajung colegii mei, vă rog să-mi permiteți să vă spun că eu sunt cea care am înființat editura Muzeului Județean Satu Mare în urmă cu 28 de ani. De atunci, muzeul nostru are publicate aproape 300 de cărți, în marea lor majoritate, scrise, editate, reprezentând rezultatele cercetării colegilor mei de la Muzeul Județean Satu Mare și în marea lor majoritate finanțate din fonduri europene. Așa cum probabil mulți dintre dumneavoastră știți, muzeul nostru este singurul muzeu din țară care are câștigate și implementate 25 de proiecte finanțate din fonduri europene. Rezultatele acestor proiecte se văd în munca colegilor mei, se văd în cărțile publicate în editura noastră. Vă rog să-mi permiteți să le mulțumesc tuturor colegilor, vă rog să-mi permiteți să vă felicit pe dumneavoastră, toți cei ce vă aplecați spre scris. Știm că în spatele unui premiu, în spatele unei diplome, se află foarte multă muncă, foarte multă trudă, uneori zeci de ani de cercetare, așa cum este cazul monografiei dedicate Catedralei Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului, reprezintă nu numai cercetarea implementată de noi sau studiul realizat de noi în arhive sau în cercetările de teren, ci reprezintă o mare parte din sufletul nostru, pe care îl dedicăm comunității. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, dragi colegi! Felicităm, să urăm felicitări tuturor premiaților și mulțumiri tuturor pentru participare. Îi invităm în prim plan pe toți laureații ediției, pe organizatori, oficialități și invitați deopotrivă, pentru a imortaliza acest moment cu câteva fotografii de grup. Iar după aceea, organizatorii vă invită la un moment de socializare și să degustați din bunătățile pregătite. Mulțumim!